Iar următoarele două puncte încearcă să ne reducă la tăcere. Este o încercare care, pe cât e de absurdă, pe atât e de imposibil. A crede că orice problemă de interes general bisericesc trebuie dezbătută strict în eparhie este absurd, pentru că nu mai putem vorbi de lăpomie. Lăpomia este o patimă care se întâlnește pretutindeni, o problemă de interes general bisericesc. Mai putem vorbi la predică despre lăpomie sau nu? Dar despre frică și lașitate mai putem vorbi sau nu? Că și asta e o problemă de interes general bisericesc. Dar despre învierea lui Hristos putem vorbi? Că și aceasta e o problemă de interes general bisericesc. Se face o confuzie între problemele administrative și problemele teologice. Dar care este biruința aici? Faptul că, deși se face această confuzie, s-a constatat că există problema acestor acte, asupra căreia problema, se închideau ochii până acum. Este deschisă o cale. Și mai presus de această victorie, există și biruința de la Cluj. Pentru că avem un sinod local, sinodul de la Cluj, care a dat o hotărâre de mare însemnătate. Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu a lucrat mai ales pentru că s-au rugat mulți oameni. Aici a fost puterea care a biruit complotul. Mișcarea aceasta de acoperire a primejdiei. Dar arma rugăciunii o avem tot timpul și trebuie mereu folosită împotriva tuturor ispitelor. Pentru tot ceea ce ne stă înainte, trebuie să folosim întâi și întâi rugăciunea. Să ne rugăm împreună. Am spus de multe ori fiilor mei duhovnicești, rugați-vă în fiecare zi pentru buni conducători ai bisericii, ai neamului și ai țării. Pentru că Dumnezeu, auzind rugăciunea noastră, fie îi va lumina pe cei care nu sunt buni, fie va ridica alții în locul lor după cum s-o potește. Dacă ne rugăm toți într-un rând pentru buni conducători ai bisericii, întâi și întâi ai bisericii, pentru că mai presus de toate este Dumnezeu, ai neamului, pentru că neamul nu se limitează la țara aceasta, și ai țării, bineînțeles, dacă ne rugăm pentru bun conducător ai bisericii, ai neamului și ai țării, Dumnezeu ne va auzi. Și neamul românesc se va ridica din nou, așa cum a făcut-o de atâtea ori de-a lungul istoriei. Au crezut că ne-au unecat și ne-am ridicat din nou. Și se va întâmpla lucrul acesta iar și iar până la sfârșitul veacului. Fiecare dintre noi este parte acestei istorii și fiecare dintre noi va merge înaintea lui Dumnezeu ca să spună cum a dus mai departe moștenirea strămoșilor noștri, a sfinților din Ardeal, a celor care s-au jertfit ca să țină Muntenia sau Moldova libere de Islam, a celor care în locurile ocupate de Islam au mărturisit pe Hristos, de la Ioan Varacu până la românii uciși împind în secolul 16 sau 17 sau 18 sau 19 pentru apărarea dreptei credințe, eroii români de care noi nu știm, pentru că istoria noastră este cu totul stricată în cărțile de școală, dar care au eliberat Grecia sau Serbia sau Bulgaria, punându-și pieptul înaintea armelor celor care încercau să distrugă credința. Macedonia de astăzi are ca sărbătoare națională ziua de Sfântul Ilie. Știți de ce? Pentru că de Sfântul Ilie, în 1903, românii s-au ridicat la luptă pentru o Macedonie liberă. Au fost singurii care au stat. Trebuiau să se ridice toți din Macedonia. Și bulgarii, și albanezii, și ceilalți care erau acolo. Dar singurii care au avut curajul să o facă, să stea până la capăt, au fost românii. Și au luptat pentru Albania liberă, în care toți creștinii să fie frați. Suntem urmașii tuturor acestora și, venind mai aproape de noi, suntem urmașii celor din închisori, din închisorile comuniste.
ale căror moaște le iubim, ale căror vieți cei mai mulți dintre noi le cunoaștem și avem chipurile lor înaintea noastră și chinurile lor. Și chinurile lor sunt o mângâiere pentru noi, pentru că noi nu suferim nici a mia parte din ce suferă și au suferit ei. Știți că, într-un fel, ei și astăzi suferă, într-un fel. Așa cum măicuța Domnului plânge pentru neamul omenesc și acești sfinții noștri plâng pentru neamul omenesc. Ei plâng nu pentru că trece prin încercări, ci plâng pentru că de multe ori ne devenim lași și aproape totdeauna dezbinați. Deci dacă îi avem înaintea noastră și dacă îi avem, dacă vrem să nu repetăm greșeala lui Adam și Eva, dacă vrem să ne adunăm comoară în ceruri, iar nu aici pe pământ, să învățăm să privim către învierea lui Hristos. Cu liniște și cu încredere vom trece peste toate încercările. Cine are învierea lui Hristos în sufletul lui nu poate fi distrus de nicio forță. Nici pământeană, nici subpământeană. Cel care are învierea lui Hristos în inima lui va trece peste toate, pentru că el deja se împărtășește de această înviere și merge către veșnicie cu fruntea sus. Să știți ceva. Strămoșii noștri au luptat nu doar ca să ne lase o casă sau un pământ, un cal sau o mașină sau altceva. Mai presus de toate, ei au zidit, cum ne arată Sfânta Scriptură, că se zidește de către oamenii duhovnicești, au zidit o altă Românie care este în ceruri. O Românie duhovnicească, care crește cu fiecare om care slujește lui Hristos și se îmbogățește cu fiecare lucru sfânt pe care îl săvârșim. Și noi putem să zidim această Românie. Și suntem chemați să o zidim, să ne pregătim în ceruri locul nostru, plaiul nostru, bucățica noastră de Românie, în care să putem fi așezați atunci când vom fi chemați la Domnul. Să înțelegem acum, înaintea postului mare, că toate încercările sunt cale către mântuire și cale către înviere. Și să ne ațintim ochii către Cel care este începător tuturor, Iisus Hristos Domnul nostru, care, pentru ceea ce stătea înainte, nu s-a uitat nici la rușinea crucii, nici la durerile care veneau, ci a primit toate asupra Lui, ca prin moartea Lui să ne curățească și să ne mântuiască pe noi. Să privim către înviere împreună cu strămoșii noștri. Să ridicăm ochii către ceruri și să îndrăznim să-i vedem cum ne așteaptă acolo și cum ne întăresc de acolo și ne sprijină de acolo. Și să mergem către ei cu fruntea sus peste toate încercările. Așa să ne ajutăm.